Acte de vandalism într-un autobuz constanțean. În urma unei filmări postate de directorul City Bus, Bogdan Niță, pe un site de socializare, putem observa cum un grup de copii cu ajutorul unui spray lasă o pată de vopsea pe peretele autobuzului înainte de a coborî. Unii constanțeni aleg să ignore cu bună știință orice regulă de comportament civilizat. Personalul de curățenie al City Bus se confruntă zi de zi cu adevărate provocări în munca de igienizare a mijloacelor de transport în comun, de la semințe și ambalaje până la vopsea și graffiti. E adevărat că în cazul copiilor vina planează mai degrabă asupra celor care ar trebui să le insufle, prin exemplul personal, spiritul civic. A transmis Bogdan Niță, care îndeamnă pe constanțeni să păstreze curățenia și să le atragă atenția celor care încalcă regulile.